Evanghelia după Ioan, capitolul 21, citim de la versetul 15 până la versetul 23. Evanghelia după Ioan, capitolul 21, versetul 15. Să fim cu luare aminte. După ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște mielușeii mei. I-a zis a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că i-a zis a treia oară mă iubești și a răspuns: Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu, și după ce a vorbit astfel, i-a zis: vino după mine. Petru s-a întors și, văzând venind după ei pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese: Doamne, cine este cel ce te vinde? Iar Petru s-a uitat la el și a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Din pricina aceasta a ieșit zvonul printre frați că ucenicul acela nu va muri deloc, însă Iisus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci: dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție? Amin. Să ne așezăm. Potrivit Evangheliilor, iubiți frați și surori, nicăieri nu ni se spune că Domnul Iisus Hristos, înainte de patimi, ar fi promis că se va arăta. Nicăieri nu ni se spune că a promis că se va arăta. A zis doar că va muri și a treia zi va învia. El a promis învierea, nu arătarea. Ucenicii văd crucificarea Domnului de departe, unii poate mai aproape. Ucenicii se înspăimântă și inimile lor sunt cuprinse probabil de o frică inedită, fără precedent. Ucenicii se deznădăjduiesc la culme. Ucenicii se pierd în credința lor, în nădejdea lor, se pierd poate unii de alții, se pierd de Domnul când Domnul este dus și crucificat, iar apoi când Domnul este înmormântat, de asemenea, inima lor este cuprinsă de spaimă, de îngrijorare, se simt într-o oarecare măsură trădați de Maestru. Apoi, în ziua învierii Domnului Iisus Hristos, inimile lor sunt la fel de temătoare și starea lor nu s-a schimbat deloc. Dar nicăieri Domnul nu a promis că se va arăta. Și totuși Domnul 40 de zile ce a făcut? S-a arătat. Priviți, vă rog, spre aceste arătări ale Domnului ca spre o concesie pe care o face Dumnezeu umanității. Ca spre un pogorământ, când cel mare și tare și unic face concesie celui slab, celui mic, celui neînțelegător, celui care nu știe, care nu pricepe, care nu ține pasul cu evenimentele.
Domnul, când s-a arătat așadar, deși n-a promis aceasta, el a făcut-o ca o concesie pentru ucenicii care erau prea slabi, prea necredincioși, prea îndoielnici, prea mici în fața unui eveniment atât de mare. De aceea Domnul se duce după ei și chiar în ziua întâi a învierii li se arată în diferite moduri ucenicilor, în diferite locuri și vreme de 40 de zile nu contenește ca să le tot iasă înainte pentru a-i întări, pentru a-i ridica. În mod normal, dacă ucenicii ar fi fost mai tari, dar cine poate fi tare într-o asemenea situație, ei ar fi trebuit să creadă în învierea lui Hristos fără să îl vadă. Învierea a promis-o Domnul, nu arătările. Putem spune așadar cu bucurie și consolare că dacă Domnul totuși s-a arătat, a făcut ceva peste promisiune. Prin acele arătări, probabil Domnul a dovedit în mod ultim iubirea Lui nețărmurită pentru oameni, pentru ucenici. Și adună Domnul în iubirea Lui. Dacă și nouă ni s-a arătat Domnul și nu mă îndoiesc că ni s-a arătat și ni se arată, nu e pentru că avem un merit, ni se arată în slăbiciunea noastră și este dovada iubirii Lui. Avem nevoie ca și ucenicii de cuvânt, voi învia și de confirmare. Am înviat. Cuvânt și confirmare. Ioan numără arătările Domnului și numărătoarea lui se oprește la 3, iar capitolul 21 descrie cea de a treia arătare a Domnului Iisus Hristos. Numărătoarea începe în seara zilei din tâia învierii, cum citim în capitolul 20, apoi continuă cu a doua arătare, ocazia în care Toma îl recunoaște pe Iisus și aceasta la Marea Tiberiadei este cea de a treia arătare a Domnului. Noi am decupat doar dialogul dintre Iisus și Petru, pentru că de aici vrem să desprindem câteva gânduri pentru inimile noastre. Dialogul se poartă cam în felul următor. De 3 ori îl întreabă Domnul: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Dialogul are ca subiect iubirea. De ce îl întreabă de 3 ori? Pentru că Petru s-a lepădat de Domnul de câte ori? De 3 ori. Pentru fiecare cădere, altă întrebare. Pentru fiecare cădere, alt angajament. Pentru fiecare slăbiciune, altă ridicare. Pentru fiecare neatenție, alt moment solemn de concentrare maximă. Așadar, iubirea este din perspectiva Domnului care inițiază dialogul și asta e frumos, Domnul inițiază dialogul. Observați că în arătările Domnului, El are inițiativa să se arate, dar El dialoghează, El conduce arătările, El, Hristos, decide când se arată și când să dispară din fața lor. Este o prezență-absență. Deci avem iubirea și pe de altă parte tot Domnul, după ce pune întrebarea, după fiecare răspuns al lui Petru, răspuns afirmativ, Domnul folosește același verb aplicat la câteva categorii, spunând: paște mielușeii mei, paște oițele mele, paște oile mele. Și este verbul a paște, un verb pastoral, un verb care vine din cultura epocii în care foarte mulți creșteau animale și în care agricultura și creșterea animalelor era principala activitate a celor mulți, așa că Petru trebuia să înțeleagă lucrul acesta și cumva este o schimbare de paradigmă, pentru că Petru nu cred că a avut animale, nu cred că a avut oi, pentru că el nu era oier, nu era cioban, nu era păstor, ci el de profesie era pescar. Numai vedeți, dacă citiți prima parte a capitolului, nu prea i-a ieșit cu pescuitul în ultima vreme. Și atunci Domnul a zis: ai văzut că nu ți-a ieșit cu pescuitul? Fă bine și paște oile. Fă bine și schimbă-ți profilul. Sigur, aici, într-un sens, cu totul spiritual, eclezial, pastoral. Avem așadar aici, în dialogul acesta, 2 concepte mari pe care aș vrea să le vedem. Iubirea și slujirea. Redus la esență, dialogul ar fi: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Iar el răspunde cum? Da. Dacă mă iubești, slujește. Mă iubești, Simone? Dovedește-ți iubirea nu prin cuvinte,
Nu sunt de ajuns cuvintele. Dovedește-ți iubirea prin slujire. Mă iubești pe mine? Nu trebuie să mă slujești pe mine. Eu sunt Domnul, sunt Dumnezeu. N-are nevoie Dumnezeu de nimic. Noi avem nevoie de multe. El n-are nevoie de nimic și de nimeni, căci El e Dumnezeu. El își este, cum se spune la dogmatică, suficient sieși. Exact cum nu este omul. Proprietatea aceasta se numește aseitatea lui Dumnezeu, capacitatea lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu de a nu avea nevoie de nimic și de nimeni, aseitatea lui Dumnezeu. Ar trebui să-L iubim și să-L respectăm pe Dumnezeu și pentru aceasta. E atât de diferit de noi, slăvit să fie El. Și ne dorim să rămână diferit și într-o zi să ne facă și pe noi ca El. Nu noi să-L facem ca noi, ci să ne facă El și pe noi ca El, slăvit să fie Domnul. Mă iubești, Simone? Dacă mă iubești, slujește. Iubirea și slujirea. Întâi iubirea. Oare la ce iubire îl cheamă Domnul pe Petru? În primul rând, îl cheamă la o iubire fidelă, o iubire care să meargă constant pe cale în relație și să nu mai alunece, să nu mai cadă. Asta e iubirea la care îl cheamă Domnul. Și înainte Petru l-a iubit pe Domnul, l-a iubit pe Domnul din ziua chemării lui. Și vă aduc aminte că Petru a fost în lotul primilor patru dintre ucenicii Domnului. Deci, cumva, chiar la începutul constituirii grupului celor 12, Petru este printre primii și el se remarcă și din cauza vârstei, a aptitudinii, poate și a temperamentului, se remarcă de altfel ca un lider în sânul grupului de ucenici. El l-a iubit pe Domnul și înainte, dar l-a iubit cu sincope. L-a iubit câteodată și nu l-a iubit altă dată. A alunecat, a avut sincope, alunecări, a avut labilități. Petru l-a iubit pe Domnul, dar l-a iubit într-un mod nedesăvârșit. L-a iubit într-un mod infidel uneori, cu infidelități, cu alunecări. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Te iubesc. Iubește-mă cu o iubire fidelă, care să rămână constantă, stabilă și fermă. Mă iubești, Simone? Te iubesc. Iubește-mă cu o iubire jertfitoare. Jertfitoare. Jertfindu-te pentru cauză, Petre, Simone, cum eu tocmai m-am jertfit pentru umanitate. Cum eu mi-am dat viața pentru mulți, tu păstorește-i pe cei puțini, pentru că nu-i poți păstori pe mulți, dar pe puțini, păstorește-i pe câțiva care îți vor fi ție dați în turma lui Hristos, păstorește. Mai târziu Petru în epistola lui va spune, păstoriți turma lui Dumnezeu, învățând de la Hristos, păstoriți și voi turma lui Dumnezeu, nu ca niște stăpâni care ați fost puși peste turmă, ci ca niște slujitori, jertfelnic, sacrificial. Mă iubești, Simone? Te iubesc. Iubește-mă cu jertfă. Iubește-mă cu sacrificiu. Iubește-mă plătind prețul iubirii. Știți că și în iubirea umană, între soți, între părinți și copii, ba chiar între bunici și nepoți, îndrăznesc să afir. Se cer anumite sacrificii. Iubirea înseamnă sacrificiu. La un nivel mai adânc, antropologic, iubirea înseamnă gradul maxim de vulnerabilizare, adică mă fac vulnerabil. Iubesc, mă deschid. Nu iubesc, nu mă deschid. Mă arat așa cum sunt în iubire. Abia într-un act de iubire suntem noi înșine. Într-un act de iubire. De aceea nimeni nu ne cunoaște mai bine ca cei care conviețuiesc cu noi, nu duminica, ci în fiecare zi. S-ar putea să aveți surprize dacă faceți mici anchete și să găsiți adesea diferențe între ce se întâmplă duminica sau cum arătăm duminica și cum suntem în cursul săptămânii. Rar am auzit ca o soție sau un soț să spună despre partener, duminica poate nu reușește el că se emoționează să ne impresioneze duminica, nu cred că reușește, dar el peste săptămână e mai bun decât duminica. Auzi, mai bun? E mai bună decât duminica. Rar am auzit așa ceva, înseamnă că e ceva rarisim. Înseamnă că e mai greu toată săptămâna și e mai ușor să ne elaborăm câteva ore aici, împreună. Dar cumva, iată,
Iubirea cere sacrificii, sacrificii pe multe planuri. Și atunci Domnul îi zice lui Petru, iubește-mă cu iubire sacrificială și în al treilea rând, iubește-mă cu o iubire exprimată. Știți că de obicei iubirea neexprimată nu există. Nu știu că mă iubești dacă nu-mi spui că mă iubești. Bărbații de obicei nu au nevoie de multe declarații, ba chiar se simt cicăliți de asta. E obositor pentru un bărbat să afle în fiecare zi de la soție că îl iubește. E obositor. Dacă așa ne-am înțeles la cununie, el merge până la mormânt cu ce ne-am înțeles. El nu mai întreabă odată. Rămâne așa cum am stabilit. Pe când afirmația iubirii din ziua nunții, pentru mireasă, pentru ea, e valabilă, cât credeți? Doar pentru ziua aceea. De mâine încolo, altă afirmație. Și încă trebuie creativ să fii. Trebuie să nu fii redundant, monoton. Trebuie să pui un pic de poezie. Un pic. Căsniciile trăiesc din iubire exprimată. Căsniciile se ruinează când iubirea nu se mai exprimă. Nu doar prin cuvinte, evident. Evident. Avem nevoie de cuvânt, ca și în cazul învierii lui Hristos, și de confirmare a cuvântului. Așadar, tu, Simone, fiul lui Iona, iubește-mă cu o iubire exprimată, exprimă-ți iubirea, ca să fii o pildă pentru ceilalți. Asta despre iubire. Trei lucruri și despre slujire. Dacă mă iubești, Simone, fiul lui Iona, slujește. Cum să slujești? Slujește cu o slujire vizionară. Adică deschideți ochii mari, ochii sufletului, fii foarte atent la nevoile Bisericii lui Hristos, fii atent la timpul în care ți-a fost dat ție să slujești, adică în secolul I, fii atent la contextul Ierusalimului și apoi oriunde vei ajunge, deschideți ochii mari, fii înțelept și slujește într-un mod vizionar. Slujește cu mari deschideri, slujește cu înțelegere, o înțelegere superioară, încearcă să dobândești de la mine, adică de la Hristos, o vedere largă, deschisă, amplă. Încearcă să vezi lucrarea mea, biserica mea, așa cum o văd eu. Încearcă să te uiți la oameni nu cu ochelarii tăi, ci cu ochelarii mei, să te uiți la oameni cum eu, Domnul, mă uit la oameni. Iar Petru chiar a avut o slujire vizionară, se vede asta chiar din capitolul 1 din Fapte, unde după înălțarea Domnului, Petru ia cuvântul și zice, hai să ne numărăm, și în loc să iasă 12, au ieșit câți? 11, că Iuda Iscarioteanul s-a dus, la locul lui, zice textul. Trebuie să alegem pe altul în locul lui Iuda, care să fi fost cu noi cu începere de la botezul lui Ioan, de la începutul activității mesianice, și n-au găsit unul, ce au găsit? Doi. Asta e o mare complicație când găsești doi. Și amândoi se calificau, oricare putea să fie, fără discuție. De aceea e dificil să cauți, poți să găsești doi. Bine, alteori poți să nu găsești niciun, nu era cazul lor. Aici au găsit doi, caz fericit. Dar zice, nouă, nu ne trebuie doi, că am ieșit 13 și 13 nu era de bun augur, nici atunci. Ne trebuie 12. Nouă, numai unul ne trebuie, dar cum să-l alegem? Pe ce argumente? Și zice că atâta viziune au avut și Petru a avut întâi, încât au tras la sorți. Și sorțul a căzut pe Matia. Și după ce Matia a fost trecut în rândul celor 12, celălalt, care nu ieșise la sorți, a plecat și s-a deschis o altă biserică. Supărându-se pe toată biserica apostolică din Ierusalim, că n-a ieșit la sorți. Și o parte dintre ei s-au dus cu acesta, care și-a deschis o altă biserică, pentru că a pus mai multe lumini și a făcut sunetul să fie altfel. Și n-a mai pus ferestre la biserică. Fără ferestre, numai sus, ca la arca lui Noe. Nu s-a dus. N-a plecat, a rămas. Că ești în grupul celor 12, că nu ești, nu te du, rămâi. Ți-a fost bine cu noi de la botezul lui Ioan până acum, nu? Rămâi. Inima lui Petru s-a înfricoșat
s-a gândit ce va face acesta acum. Pentru că întotdeauna când ai viziune, apar și cutremurări. Că numai când nu faci nimic, nu te mai temi de nimic. Dar când faci, pe traseu, cum ar veni, în procesul acela al activității, în momentul în care îți desfășori viziunea, apar tot felul de complicații, sau cum să spun, omenești. Și te temi, ba într-un fel, ba într-altul. Dar dacă inima ta e curată, dacă viziunea ta e de la Dumnezeu, Dumnezeu îți va da izbândă. Iar dacă te afli uneori în locul celui care n-a căzut la sorți, rămâi cu noi. Ți-e mult mai bine. Rămâi unde cunoști. Rămâi unde deja ai conexie. Rămâi unde deja ai crescut. Rămâi unde deja ai argumente. Rămâi. Nu doar o slujire vizionară, o slujire temerară, aș adăuga eu, pentru că Petru, într-adevăr, după cinzecime, mai ales începând cu predica rusaliană, Petru nu mai este cel temător, cel care de trei ori se leapădă de Domnul când este întrebat, ești cu el, îl cunoști, el spune nu, nu și s-a legat cu jurământ, zice unul dintre evangheliști. Petru nu mai este cel temător, ce diferență, nu? Nu mai e cel temător, acum Petru e cel curajos și prin venirea Duhului el are o slujire temerară, el se va ridica și va aduce cuvântul acela în urma căruia aproape 3.000 de oameni se vor întoarce la Domnul, el se va minuna de sine, cât curaj are, câtă îndrăsneală, iar o temă a cărții Faptele Apostolilor, precum știți, este tema curajului, a îndrăsnelii, care vine dintr-o slujire temerară, bizuită mereu pe puterea Duhului Sfânt. Poate și noi avem nevoie adesea de mai multă îndrăsneală. O îndrăsneală care să nu vină din tupeu și din alte argumente, ci să vină din puterea Duhului Sfânt. În al treilea și în ultimul rând, o slujire exemplară. O slujire exemplară. Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, te iubesc. Slujește exemplar, pilduitor. Slujește în așa fel încât să nu ai de ce să-ți fie rușine și alții care te vor vedea în timpul vieții tale și alții care vor auzi despre tine după ce tu nu vei mai fi, alții să găsească în tine un model, un exemplu. Să fii o pildă pentru cei mai tineri, pentru cei care vin după tine. Slujește impecabil, Simone, ca să fii o pildă. De-a lungul slujirii, Simon Petru a fost o pildă, fără îndoială. O pildă de umanitate, de smerenie, de abnegație, de îndrăsneală, de autoritate apostolică. Dar mă gândesc că pilda lui s-a pecetruit la finalul vieții, când, după cum știm din istorie, a murit ca Domnul, adică martir. Și a murit prin ce procedeu? Prin răstignire, crucificare. Istoria spune, ne-ar plăcea să lucrurile să stea așa, dar așa se spune, că atunci când i s-a pregătit crucificarea lui Petru, acesta a zis, am doar o singură dorință, mențiune. Crucea care mi-ați înălțat-o, vă rog să o scoateți din pământ și să o puneți cu capul în jos. Și pe mine să mă răstigniți cum? Cu capul în jos. Toți s-au minunat și au zis, dar de ce să te răstignim așa? Nu s-a mai făcut. N-are nimic, se face acum. Mântuitorul meu a fost răstignit cu capul în sus. Eu? Oare ce vreau să zic? Oare ce a zis Petru? Nu sunt vrednic să fiu răstignit ca el. Nu pot să-mi arog o moarte similară cu a Mântuitorului. Trebuie undeva să se facă o diferență. Trebuie într-un fel, prin această modificare, să se vadă că eu totuși sunt Simon Petru, iar el e Domnul Domnilor, Împăratul Împăraților, Răscumpărătorul Suprem. Trebuie să se vadă o diferență. Trăiește în așa fel încât să se vadă o diferență. Tu ești un om, eu sunt un om, el e Domnul. Eu sunt muritor, el e veșnic. Eu sunt slab, el e tare. Și face pentru mine lucruri pe care nici măcar nu le-a promis. De drag, cu gând de ridicare, cu gând de încurajare, cu gând de împuternicire, cu gând de, nu știu, de însărcinare, în lucrare, cu gând pentru biserică, pentru împărăția lui, nu pentru că aș avea un merit, ci pentru că mare e iubirea lui Dumnezeu, slavă lui,
Amin.